rachetelor. În ceea ce privește ofensiva la sol, au fost lupte intense cu echipele Hamas, care au atacat forțele israeliene cu mitraliere și rachete antitank, dar IDF anunță că victoria a fost a militarilor israelieni, care au ucis teroriști și au reușit să izoleze nordul. Dimineața, un bombardament în Cisjordania a distrus casa unui lider Hamas. Granița cu Liban, unde acționează celulele Hezbollah. Acolo oficial să nu fie să se implice în conflict și de acestor atacuri. Între timp, premierul Israelului nu se lasă înduplecat de cerințele familiilor ostaticilor și ale organizațiilor internaționale și spune clar și răspicat că nu va înceta bombardamentele în Gaza până când nu distruge Hamas. Și avem o nouă informație de ultim moment. Sună sirenele la Eilat, cel mai sudic oraș israelian. Azi dimineață au început să sune din cauza unei drone care s-a apropiat de teritoriul israelian și care a fost interceptată de IDF. Drona ar fi fost probabil lansată din Yemen și este o anchetă în acest moment în desfășurare. Așadar, un posibil atac în sudul, într-un oraș din sudul Israelului. De altfel, sunt informațiile care vin de acolo. Probabil o dronă a fost lansată din Yemen. Anchetă în desfășurare așadar. Eilat este un oraș port și o stațiune la Marea Roșie. Acolo au ajuns și câteva zeci de mii de oameni evacuați din chibuturile de la granița cu fâșia Gaza. Este vorba despre oamenii care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele după atacul sângeros din data de 7 octombrie și stațiunea s-a transformat într-o tabără de refugiați. Cei care locuiau în acele chibuțuri care au fost atacate nu mai stau o perioadă acolo și s-au retras, mulți dintre ei, iată, în această localitate Eilat, un oraș port situat la Marea Roșie. Și vă spuneam că acolo au sunat alarmele în această dimineață pentru că a fost interceptată o dronă trimisă, foarte probabil, asta spun forțele armate israeliene. Ar fi fost o dronă trimisă din Yemen, așa că o anchetă este în desfășurare în acest moment. Urmărim subiectul și revenim cu noi date. היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נושאים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית בשביעי לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו. Și am urmărit imagini cu un puternic impact emoțional. Hamas își face o propagandă psihologică crudă, acuză Netanyahu, după ce gruparea teroristă a dat publicității o înregistrare video cu trei ostatice. Doar una dintre femei vorbește și cere imperativ premierul israelian să-și respecte promisiunile și să elibereze pe toți ostaticii. Aceasta are origini românești și a fost răpită pe 7 octombrie alături de fiica ei de 5 ani, de sora, cumnatul și nepoatele gemene. ביבי נתניהו שלום, אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23, כמה ימים, 23 ימים. אתמול הייתה מסיבת עיתונאים עם משפחות החטופים. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נוסעים שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו! Așa! Cele trei femei par a fi bine. Nu prezintă urme de violență, dar sunt în captivitate de peste 3 săptămâni. Cea din mijloc, cea mai revoltată, este Daniel. Are origini românești și a fost luată de teroriștii Hamas dintr-un kibuț, unde petrecea sărbătorile alături de familia extinsă. Și răidită tmunașul Daniel la televizia alefșidii Chimat Pasac. Gamani de gamiștii היינו מצד אחד עמומים
ומצד אחד הרגשנו הקלה. הקלה שהיא בחיים ואנחנו רואים אותה. Povestea răpirii am aflat-o chiar de la tatăl ei la câteva zile de la atacurile de pe 7 octombrie. Prin WhatsApp mi-au spus că ei sunt, au intrat acum în camera asta. După vreo pe la 8, tot prin WhatsApp, mi-a scris Sharon că ei aud că au intrat teroriști în casa vecinilor lor. După vreo jumătate de oră mi-a scris că acum auzim că au intrat în casa noastră teroriștii. Și eu aud toate, citesc astea și eu stau într-un alt loc, la distanță de 80 de kilometri de locul lor și pot să se închipui și cum ne simțim eu și nevasta mea că citim lucrurile astea și groaznici, știi, și nu putem să facem nimic. Hăgărim, ani mițtăieret, sofilu nu tăhădăr mă avar, acolo așa nihnăs la mamad, acolo că nirea lor nițăm izea, acolo nu avem etrem. Și mi-a spus că din toate ce au văzut ei prin aparate de astea de interceptat și de asta de cunoscut fața, știi, după sunt tot felul de cu computer și cu toate astea, mi-au spus că toți adică Sharon și Daniel și copiii și soțul lui Sharon au fost văzuți că sunt în viață când au fost duși în Aza. Adică ne-a spus oficial că este așa, că sunt acolo. Au fost răpiți toți, da. Eu sunt cetățean român. Am cetățenie română. Ele au depus cereri pentru cetățenie. În luna iulie anul ăsta. Răspuns cinic al premierului Netanyahu după ce comunitatea internațională, dar și ostaticii ținuți de teroriști, au cerut cu disperare un armistițiu în Gaza. Spune că armata nu se va opri până nu va distruge Hamas și că victimele colaterale sunt un risc asumat în orice război. Premierul Israelului menționează axa răului în discursul său, pornită de Iran, care vrea să distrugă lumea civilizată. Hamas lansează acest război perpetrating the worst savagery our people have seen since the Holocaust. And they're part of the axis of evil that Iran has formed, an axis of terror that works by arming, training, and financing Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and other terror proxies throughout the Middle East and beyond the Middle East. In fighting Hamas and the Iranian axis of terror, Israel is fighting the enemies of civilization itself. The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Vladimir Putin dă vina pe Occident și pe Ucraina pentru revolta de pe aeroportul din Dagestan, unde o mulțime de oameni a atacat un avion care venea din Israel. Susține că participanții la revolta anti-israeliană ar fi fost incitați pe rețelele sociale. În timp ce Putin dă vina pe Occident, semne de întrebare au fost ridicate după ce forțele de ordine au reacționat cu întârziere. Garda Națională a intervenit abia când mulțimea a ajuns pe pistă și a înconjurat avionul. Muftiul din Dagestan a făcut apel la calm, în timp ce Statele Unite au condamnat incidentul. Nagla. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Classic Russian rhetoric, and the West had nothing to do with this. This is just hate, bigotry, and intimidation, pure and simple. And a good leader, a decent leader, would call it out for what it is. Guvernatorul Dagestanului, Sergei Melikov, a promis că toți cei care au participat la aceste violențe vor fi trași la răspundere. Statele Unite nu susțin o încetare a focului în acest moment al războiului dintre Israel și Hamas. O asemenea decizie ar fi doar în beneficiul organizației teroriste, spune Casa Albă. În schimb, ceea ce ar trebui luat în considerare, crede administrația Biden, sunt pauzele umanitare care ar permite formarea de culoare umanitare. Washingtonul mai spune că face eforturi pentru ca mai multe ajutoare să ajungă la civilii din fâșia Gaza și crede că în următoarele zile va obține intrarea 100 de camioane pe zi.
We do not believe that a ceasefire is the right answer right now. We believe that a ceasefire right now benefits Hamas. And Hamas is the only one that would gain. Should be considered and explored are temporary localized humanitarian pauses to allow aid to get to specific populations and maybe even to help with the evacuation of people that want to get out, move more to the south. We do support that. Voi trimite Hamas la coșul de gunoi al istoriei, este răspunsul premierului Benjamin Netanyahu pentru un reporter care l-a întrebat dacă nu ia în calcul demisia după eșecul statului în prevenirea atacului Hamas de pe 7 octombrie. How can you continue to lead this country effectively during a very difficult time and have you at all considered stepping down? The only thing that I intend to have resign is Hamas. We're going to resign them to the dustbin of history. That's my goal, that's my responsibility, and that's what I'm leading the country to do. This is my responsibility now. And it's something that I think unites the entire country. This is a time for war, a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. Armata israeliană anunță că în ultima zi a lovit 300 de ținte militare și a ucis numeroși membri Hamas, inclusiv un comandant care a condus masacrul din 7 octombrie. Pe lista țintelor lovite a enumerat posturi din care Hamas lansa rachete aflate în puțuri subterane și complexe militare aflate în tuneluri. Trupele de la sol au dus lupte cu combatanții Hamas și le-au indicat forțelor aeriene în timp real țintele pe care trebuie să le distrugă. Se concentrează pe nordul fâșiei Gaza, dar continuă loviturile și în restul enclavei palestiniene. Armata israeliană susține că face tot posibilul pentru a evita uciderea civililor. Autoritățile din teritoriul controlat de Hamas au anunțat în această dimineață că bilanțul morților a trecut de 8.300, dintre care aproape 3.500 de minori și peste 2.000 de femei. Our troops are now on the ground. We are expanding our activity in Gaza. We've conducted a few raids over the last days. We've expanded those now, and Israeli troops are in various parts of northern Gaza operating. We have entered, and as you can see here on this clip, which is from a few days, heavily armored vehicles, tanks, APCs, bulldozers entering into the Gaza Strip, moving slowly, meticulously, with a lot of firepower to support, with lots of intelligence, and looking for Hamas and engaging with Hamas combatants, attacking them on the ground and also from the air, using many of the resources that we have available for us. The situation on the ground is that we continue to strike Hamas. We are striking in all parts of the Gaza Strip. We have said before that we will continue to strike. We will focus our activities on the northern part of Gaza. That is the center of gravity of Hamas, and that is where we are attacking now. But we continue to strike in other parts of Gaza. We are hunting their commanders, we are attacking their infrastructure, and whenever there is an important target that is related to Hamas, we strike it. Now, we do so with professionalism. Hamas is the enemy, not the civilian population, and we focus our military efforts on Hamas. Discutăm despre situația de pe front cu David Maxim, fost militar în forțele armate israeliene. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, doamnă. Cum arată lucrurile în acest moment pe front? Vedem că Israelul nu vrea să se oprească și atacă foarte multe ținte. Noaptea trecută, în ultimele 24 de ore, a lovit 300 de ținte militare și a ucis numeroși membri Hamas. E bună această tactică pe care o folosesc în continuare? Pentru că au fost multe voci care au spus că ar trebui să oprească atacurile.
Da, înțeleg vocile care spun că atacurile ar trebui să se oprească, înțeleg și vocile care spun că Israelul ar trebui să-și lase cei 1400 de morți și 229 de răpiți în pace, adică eventual să nu facem nimic dacă se poate. Nu, astea nu fac parte din realitate. Ceea ce se întâmplă este foarte bine, pentru că armata înaintează încet și sigur. Loviturile sunt deja mult mai precise, cu siguranță vor continua probabil într-un ritm constant care va continua să pună presiune pe Hamas. Și această presiune care este pusă pe Hamas se vede deja. Încep să facă mișcări pe care, dacă ar fi sigur pe ei, nu le-ar face. Cum ar fi filmul Ostatecelor de ieri care a fost eliberat. Și chiar voiam să ajungem la acest film pe care l-am văzut. Au fost două informații ieri care au venit. Am văzut acel film transmis de Hamas și faptul și informațiile legate de soldatul israelian eliberat. Am văzut acel mesaj transmis de cele trei femei, una dintre ele vorbește. Din experiența dumneavoastră și pentru că ați mai avut informații despre astfel de evenimente, cum putem vedea acest mesaj și contextul în care a fost lansat? Singurul lucru care poate fi luat ca concluzia acelui film este că cele trei sunt în viață. Ceea ce ne bucură extrem. Conținutul, locul unde a fost filmat, modul în care a fost regizat tot acest interviu, este de neluat în seamă, pentru că este făcut sub o presiune teribilă. Gândiți-vă că soții dânselor sunt luați ostatici și sub această amenințare, familie, sub această amenințare vor spune orice și trebuie înțeles lucrul ăsta, e uman să fie așa. Vă mulțumesc și dumneavoastră și altor televiziuni care nu au dat textul și nu au lăsat coloana sonoră, pentru că într-adevăr este obținută sub niște presiuni enorme și reacțiile sunt în consecință. Trebuie avut foarte mare grijă cu sufletele acestea de oameni și cu familiile lor, pentru că Hamasul prin asta încearcă să lovească iarăși în sufletul israelian, folosind metode de teroare psihologică. Deja nici nu mai vorbim despre război psihologic, vorbim despre terorism psihologic. Așa arată. Și există și arabi care fac diferența între islamism și între ceea ce au făcut liderii Hamas și teroriștii Hamas. Și aș vrea să urmărim un interviu. Spune, acesta nu este un război al Israelului, este războiul întregii lumi care trebuie să lupte cu terorismul. Și este mesajul unei femei arabe care luptă în armata israeliană și care atrage atenția că Hamas a acționat și acționează împotriva convingerilor islamice. Spune că religia sa condamnă ferm uciderea copiilor, a femeilor, a bătrânilor și nimic nu justifică sub nicio formă crimele comise de teroriști pe 7 octombrie. Urmărim declarația și revenim. Ma fa'alatuhu Hamas huwa ضد الإسلام, ضد الإنسانية, ضد كل ما ممكن يفكر فيه إنسان بشري. اللي عملته حماس واللي شفتيه إسا كمان في الفيديوهات, حماس إجت لحتى تقتل أطفال, تقتل نساء, تقتل ختيارية. في أي دين مكتوب هذا؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل كل معركة شو كان يحكي لجنوده؟ لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا رجلا ولا تقتلوا امرأة, لا تقطعوا شجرة, حتى الشجرة. بس الكلب حتى عند حماس ما سلم منهم. أنا إسا اللي بدي أسأل, هل هذا هو الإسلام؟ أكيد لا. هذا لا هو بالإسلام ولا في البشرية. يعني ما بعرف من وين أجاهن القلب والعقل لحتى يعملوا شيء من هالنوع. 7 أكتوبر هذا التاريخ لازم يكون محفور بكل البشرية في كل التاريخ. في كل التاريخ. هذا مش حرب إسرائيل. هذه حرب اللي فيها كل العالم لازم يحاربوا الإرهاب. Domnule David Maxim, cum vedeți această declarație făcută de o femeie care este soldat israelian, dar este arabă? Pentru că vorbea și dumneavoastră despre această teroare. Deci nu mai vorbim despre un război psihologic, vorbim despre terorism psihologic. Absolut. Declarația doamnei care a ajuns la un rang militar foarte, foarte ridicat și sunt foarte mândru că am făcut parte dintr-o armată care permite unor femei să ajungă până la nivelul ăla, chiar indiferent de religie. Mesajul este foarte clar. Este mesajul musulmanilor normali, care nu acceptă așa ceva și nici nu-și lasă religia transformată într-o unealtă de propagandă.
Da, dânsa are foarte mare dreptate și, într-adevăr, limitele au fost depășite, limitele islamice cu siguranță. Am lucrat foarte mult cu cetățeni musulmani ai Israelului. Sunt foarte mulți care fac armată și în posturi foarte importante și își aduc o contribuție foarte importantă la ceea ce armata face. Și știu că părerile lor sunt departe de a fi ceea ce Hamas încearcă să pretindă că ar însemna islamul. Și da, iarăși, cu aceste atitudini o să luptăm împotriva terorismului psihologic, ne lăsând dușmanul să ne înfrângă pe acest plan. Și în cealaltă parte a balanței am să pun eliberarea de către Israel a unui soldat ieri, care a fost recuperată prin informații pe care armata le-a avut și prin operație chirurgicală, pentru care îi felicit și... Cât de greu se face o astfel de eliberare? Cât de dificil este pentru armată să pătrundă în această zonă și să salveze un soldat din propria armată? Este greu, pentru că trebuie reunite informații de la mai multe sisteme de informații, de la Shin Bet, de la informațiile militare, trebuie confirmate locurile, cum arată, informații de pe teren și de-abia după aceea începe să se pună problema unui model militar de intrare. Se vor face niște repetiții înainte, măcar două, trei, ca să ai timp să te pregătești pe model. Model înseamnă niște camere false sau niște exerciții care se fac înainte, după care aștepți momentul fereastră de timp cea mai bună. Nu se intră direct, se așteaptă înainte și faci acțiunea în clipa în care ai cele mai mari șanse de succes. Și uite că prima acțiune de genul ăsta a avut succes și am adus înapoi o soldată dintr-un grup de 24 care au fost luate ostatice de Hamas. Și din păcate sunt mulți ostatici și avem o informație de ultim moment. 240 de ostatici sunt confirmați, reținuți de Hamas în fâșia Gaza. Spune asta purtătorul de cuvânt al IDF. Pe de altă parte, tot în această dimineață a venit o altă informație de ultim moment, pentru că au sunat sirenele în Eilat, un oraș port care se află la Marea Roșie, un oraș stațiune, acolo unde foarte multe familii care trăiau în chibuțurile atacate de teroriști au fost relocate și înțelegem că acolo a existat pericolul unei drone probabil lansată din Yemen și este o anchetă în desfășurare acum. Cât de mare este pericolul și ce ne spune dacă se confirmă această informație? Este doar continuarea celorlalte rachete trase din direcția Yemenului. Armata a fost conștientă de acest pericol și această dronă a fost detectată înainte să intre în spațiul israelian, în spațiul aerian israelian și doborâtă în afara spațiului. Dar ceea ce ne arată e că dacă avem eforturi militare de făcut în Gaza, le avem la fel și în nord și le avem la fel și înspre sud. Deci armata trebuie să fie atentă 360 de grade de jur împrejur, pentru că amenințările sunt foarte, foarte variate și faptul că ne concentrăm pe o acțiune în Gaza nu înseamnă că trebuie redusă atenția pe vreo altă parte a granițelor. Totul trebuie ținut în la același nivel de atenție cu un efort suplimentar în Gaza. Asta este principiul de lucru la ora aceasta. Încă o dată, armata n-a redus efective nicăieri de jur împrejurul țării, doar a adus rezerviști pentru Gaza. Dar sistemele militare sunt în funcțiune ca în orice altă zi normală de jur împrejurul țării. Mulțumesc tare mult pentru analiză și pentru intervenția în jurnal. Eu vă mulțumesc. A fost confirmată moartea tinerei de origine germană, care a fost probabil prima imagine a atrocităților comise de luptătorii Hamas pe 7 octombrie. A fost răpită de la festivalul de muzică la care participa și până acum familia a sperat că ar mai fi în viață. Citez, din păcate am primit vestea că fiica mea nu mai trăiește, a spus mama tinerei. Shani avea doar 22 de ani. Mama ei a recunoscut-o după tatuaje într-un clip video care a circulat online. Nemișcată, parțial dezbrăcată, era plimbată în remorca a unei camionete înconjurată de bărbați înarmați care scandau Allah Akbar.
Șeful Mossadului a fost în Qatar să discute despre eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas în fâșia Gaza. S-a întâlnit la Doha cu un alți oficiali qatarezi. Cei din urmă sunt în prezent principalii mediatori între Israel și gruparea teroristă în această chestiune. Surse spun că ar fi făcut unele progrese. Călătoria directorului Agenției de Informații Israeliene la Doha a avut loc după ce armata a lansat operațiunile la sol în fâșia Gaza. Potrivit informațiilor de culise obținute de presa israeliană, cabinetul de război a decis să trimită trupele după ce Hamas a refuzat să-i ofere prin intermediul Qatarului o listă completă cu numele celor pe care îi ține captivi. Gruparea a transmis că încă era în curs de a le afla identitățile și unde sunt ținuți. Israelienii au interpretat asta drept o tactică prin care Hamas încearcă să amâne o invazie și să câștige timp. Scurtă pauză acum la Digi24, revenim imediat.